Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video cu World of Warcraft Legion, aici cu Deltraxis, Demon Hunter-ul nostru. Ok, World of Warcraft ne-am întâlnit, ne-am întâlnit cu un Night Elf din ăsta, nu știu zic Night Elf, dar eu fost un elf simpli. Ne-am întâlnit cu acest elf numit Runas de... I don't know, The Shame sau ceva de genul, care s-a oferit să ne ajute să vedem ce se întâmplă cu toate cu aceste atacuri dubioase asupra dragonilor albaștri. După cum bine vedeți, zona asta e total distrusă, dar nu e distrusă de tot ce s-a întâmplat cu, nu știu, să zicem cataclismul, nu, e distrusă din cauza acestor elfi care doresc doar să obțină mana slash putere încât să nu moară de foame, să zicem așa, și să rămână nemuritori. My siphons! Pentru că zic, nici măcar nu-mi pasă cu cine am de-a face, pentru că nenică am avut de-a face cu oameni de un nivel cu mult peste al tău. Nu știu dacă Lich King îți suna ceva sau Deathwing îți suna ceva, dar probabil că în ureche altor oameni suna ceva destul de... Sună hardcore, frate, adică nu știu ce să zic. De tine n-am auzit niciodată și probabil nici nu o să mai audă nimeni de acum încolo, după ce o să mă supăr și eu o să mă ocup puțin de tine și de aspectul feței tale. Pentru că ce o să le fac eu băieților de aici este doar puțin. Deci urmează să-i fac eu lui. Nu știu, de obicei îmi place să mai fac și roleplay așa cât de cât și de aceea am un caracter și pe un server de roleplay. Sincer, atmosfera pe server de roleplay este mult, mult prea hilară. Adică găsiți oameni care intră în diferite roluri și joacă diferite roluri care sunt super, super, super funny și chiar joacă foarte bine, nu doar ca aspect și, nu știu, felul de rasă pe care o folosesc ei, dar și cum vorbesc și unde se află și ce fac ei toată ziua pe WoW. Asta mi se pare super. Server de roleplay sunt foarte, foarte faine. Nu știu dacă ați încercat vreodată vreunul. Dacă nu, vă recomand să faceți un caracter pe server de roleplay și să vedeți exact cum stă treaba. Este un server foarte, foarte social. Acolo toată lumea vorbește, toată lumea este super, super cool. Nu știu, abia aștept să-mi fac Hunter-ul când o să fac acolo. Adică am Hunter-ul făcut acolo, dar abia aștept să-l levelez pe serverul respectiv. Așa, și știu că cineva dintre voi m-a întrebat de addon-uri, așa că am să mă ocup să mă fac o scurtă listă cu addon-urile pe care le folosesc. Țin să menționez, nu toate addon-urile de pe lista aia sunt obligatorii. În afară de Weak Aura și... ce-am mai uitat acolo? Cred că doar Weak Aura este ceva mai semi-neimportant, să zicem așa, pentru voi, decât dacă chiar vreți să fiți la un nivel, nu știu, dacă chiar veți anumite detalii făcute și primiți să jucați jocul la un nivel destul de mare, atunci, da, probabil că o să aveți nevoie și de acest Weak Aura. Dar, în special, cred că tot ce pe lista aia sunt așa semi-opționale, cel mai important add-on pe care să-l aveți este probabil DBM și cel mai probabil și Bagnon, pentru că Bagnon pur și simplu vă scade din durerea de a sta să dați prin taburile de baguri și să vă deschideți 5, 6, 7, 8, 9, 10 ferestre, pur și simplu apăsați B și aveți toate itemele într-un singur loc. Asta e, de-aia zic, e bine să le aveți pe toate într-un singur loc încât să nu vă chineți 5, 7 ani să găsiți ceea ce aveți nevoie. Ah, mai contează, v-am zic pe ce o să atacăm, dar uite că am găsit ce o să atacăm. Să-mi fac și treaba aici. Țac, fac, țac, fac și gata. Tăna și bonusul. Ok, hai să ne ocupăm de celălalt transmițător de la ce-o fi el. Pilonul din est. Uite-l aici. Ador să fiu Demon Hunter, să zice așa de fun. Ai toate aceste puteri interesante. Bine, nu știu, mi se pare puțin și cam basic ca atacuri, chiar dacă sunt toate super, super diferite față de
și alte caractere, nu știu, nu mi se par chiar atât de, oh my god, decât două, trei abilități, să zicem. Asta e foarte wow și cel mai probabil cred că și ID-ul, pentru că sunt super, super noi. Dar rest, ca așa, ca atacuri e destul de, dar ca pasive și ca efecte e foarte tare. Așa, nu știam ce nu se mai ocupă eu de sifonul vieții. Ok, sifon distrus. Complete quest și acum presupun că trebuie să mergem să luăm unul pe ăla, nu? Da, perfect, hai să ne... să nu ne luăm revanșa pentru tipul ăla când ne-a insultat. De ce în joc îmi place să mă răzbun pe oamenii care mă insultă? Pentru că știu că am ce să le fac. Și mie e destul de ușor. Stai, cele acolo, ok. Deci aici sus. Hai să mergem sus aici, să-l vizităm pe băietul ăsta nostru. Să vedem ce are să ne spună în apărarea lui. Dacă noi suntem puțin ca supărați pentru că ne-a făcut interlopers, ne-a făcut țigani, ne-a făcut nașpeți, ne-a făcut nu știu ce. Așa că ar fi frumos și bine dacă ne-am ocupat de el și să-i arătăm că noi suntem niște oameni decenți cu care se poate discuta înainte să deschidă gura și să arunce cuvinte urâte așa cum se întâmplă de obicei pe internet la noi. Da, spun asta pentru că, da, asta se întâmplă cel mai des la noi pe YouTube, special foarte multe drame, oh my god, l-a spus ceva despre tine. Cred că asta e singurul motiv pentru care nu vreau să-mi spun părerea despre nimeni, pentru că de obicei lumea interpretează anumite chestii așa cum vor ei, știi? Oh. Ce prinț ești tu, frate? Ești prinț? Nightborn prinț, oh, să mor, oh. Ce periculozitate ești tu, fii atent aici. Auzi, mă, periculosule, ce faci? Oh, arunci cu biluță în mine, cât de drăguț poți să fii. Ia uite, poți să vezi pe asta? Ce faci, mă? Bă, vezi biluțele alea tale, nu mai vezi nicio biluță. Pac, pac, m-am pus și full HP. Nu m-a dat dracu. Bine, Hunter, OP, OP. Țaf, 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 așa. Acum hai să învârtim alea că warglave-urile noastre. Păi și de unde vrei să iei mai multă putere, boss? Ia zi. Wild magic. Forget the ley lines, brothers. We shall feast on the dragons instead. Oh, just... ai, mă, serios? Oh, stai, ce? Vor să se... Senegos! Oh, doamne. Selagosa? Nu mă știu pe mine la bunictul ăla. Take me. So take me up and all over. Look, they're headed for grandfather's pool. Mergem. Up, up in the way. It's not too late. We'll just jump the mountains to cut them off and... No, no, they're everywhere. Hang on. We're going in low. Oh, doamne, uite cum se cațără ăștia, zici că sunt o armată de nebuni. Mania. Ăștia zombie, știi, cum avem în alte jocuri, zombie de creiere, aici avem zombie de mana? Mana. Mania. Ok, este la gosa? Oh, Senegos se distrează acolo, are o tonă de Wither 2 pe față. Oh, chiar crezi că nu are destul timp? Bă, cine-i ăsta? Khadgar! Hello! Slay 15 Withered, ok. Și trebuie să heal-ui anumiți d-ăștia. Not bad. Trebuie să ne întindem puțin up puterile. Atât, atât. What's up? Bum. Hai, e momentul să ne dezlănțuim puțin și pe aici. Țucă, 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 țucă. Vedem unde sunt aia de care trebuie să mă ocup. Uite, aici-s. Hei, bum.
Hello, my name is Bob and I want to murder you. They call me Bobitze and I'm gonna murder you. Oh, e uite, heal. Ah, che bel. Oh, mamă, dar ăsta are ceva viață. Că am dat ceva piruete în capul și nu moare. Ok, bun. Pa-pa-pa-pam. Pa-pa-pa-pam. Ne așteptăm pe săracul ăsta. Mamă, deja am urs 10 wizard. Sunt bun. Sunt bun. Ok. Celălalt e... Oh, uite, Emigosa. Băgăm cristalul în ei ca să-i salvăm. Emigosa, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Done. Uite și pe ăsta aici. Ah. Șăș, șăș kebab. Dar nu-i problemă. Se rezolvă. Și vuzum. The Warglaives of the Deceiver. Ah, ce-mi plac armele astea, artefactul ăsta, așa de mișto. Cred că ceea ce face expansionul ăsta pe lângă story-ul amazing și toate alea sunt armele artefact, sunt mult prea faine. Adică chiar bine, nu o să mai avem drop-uri de arme, nu o să mai fim, oh my god, avem cine știe ce arme și skin-uri noi, dar totuși, armele pe care le primim pot avea diferite skin-uri, pot avea diferite abilități și sunt super mișto, adică mi se par niște chestii care chiar au adus ceva nou și fresh pe tabla din WoW. Pentru că până acum eram obișnuit, ok, vine un nou expansion, un nou set de armuri, un nou set de arme. E bine, avem arme artefact acum și încât am aflat, nu o să le păstăm pe totdeauna. Deci, orice se întâmplă ceva la final de Legion, ori primim altceva mai bun, dar nu știu ce am putea primi mai bun, pentru că avem cam armele pe care noi ne le-am dorit mereu. Like, bro, we have the fuck of the fuck AK fucking Doomhammer. Avem Doomhammer-ul, avem ceva frumos de la Frostmore, avem Felomalorn, avem o grămadă de arme pe care, nu știu, le știm ca cele mai și cele mai bune. Ashbringer, nu mai zic Silverhand și tot așa, sunt o grămadă de arme și bine, sunt unele și noi, dar și unele foarte vechi și arhicunoscute. Unele fiind chiar imaginea unor anumite personaje și facțiuni. Așa că nu știu ce să zic. Ce s-ar putea întâmpla? Pare un nou tip de armă, gen mergem în lumea demonilor și descoperim un nou tip de arme, gen, I don't know, God enhanced weapons, nu știu, arme cu putere de zeu. O, prim pe Emigosa ca și pe Dawam deja, așa că probabil să-l vând. Find the Night Fallen that entered the Laid Hollow. The Night Fallen, stai puțin, cine-i dat acolo? Poate nici m-am uitat cum arăt. Probabil că arăt ca un cur. Este eu. Era ca să mă văd și eu. Oh. Oh. Dar cine este acest micuț badass numit Bob? Ia uite-te. Ah, îmi place. Sincer, îmi place. Oh. Oh, Runas. Runas the Shamed. Ce faci? I will retake my rightful place. Oh my god, Senegal's favor, okay. Kill, okay. You and I make a great team. This hunger is consuming my very mind. It is taking every ounce of my energy to just... Saraco. Can you hear me, my friend? Da. I cannot see you anymore. Whoa. I think perhaps it is time to say goodbye then. Thank you, my friend, for letting my last few hours mean something. Damn, bro.
Săracul Runas, man. Ce înseamnă să ai nevoie de o sursă de putere, de o sursă de ceva ca să trăiești. Și acum Runas săracul a devenit Runas the Shame, a devenit un Wizard. Exact ce am urmărit noi acum în ultimele câteva momente. Wow. Știi, despre asta vorbesc, știi? Prima oară când am făcut costul s-a avut același impact, dar acum când am stat și am vorbit puțin despre el și ce a făcut el și tata... Nu știu să zic. Dar uite-o pe ăla. Uite-te, mă, ți-a luat chestia să fii mai șmec, bă. Bă, băia. Nu știu cum să zic eu ție. Dar, ți-o cam iei. Adică, nu știu cum să zic, dar... Hai, salut. Nu știu dacă observ, dar... Sunt tot mai animalul. Slash Demon Hunter. Cu super mega puteri de... Demon. Iar tu ce ești? Nu știu, nu știu, un elf obosit care nu are ce face cu viața. Ah, uite, ai rămas numai tu, pe drăguț. Hai să exersăm o leacă pe tine. Gen, țucă, 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 peliuță. Țâng, 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 țâng. Stai puțin, stai puțin. Mai încearcă, mă, băiatule. Nu-ți permis, mă, uite, din cauza ta cred că Runas a pățit ce a pățit. Și mi se arată că e mai bine ca tine și n-am nevoie de energie. Iată. God damn. Oh, Senegal, sau ce faci? Bori pe aici? Oh, am observat, are aripile ceva mai făcute pârț. Fel artefact. Reduce magic damage taken, increase the chaos strike. Ok, cred chaos strike. Oh, asta e chaos strike, nice. Yay! Epic upgrade! PogChamp. PogChamp-ul. Oh my god, cât am uitat level acum? 767. Cool. Cool, cool, I like it. 15%. Și mai e ceva care să-ți cancel critical acela. Drăguț, drăguț, n-am ce să zic. Mișto arme și parcă am dus și niște artefact power. Artefact power și... Oh, atât da. Chiar că mai sunt ceva iteme de luat sau ceva. Și da, bun, asta e mini-story-ul cu Senegos și cu Witherzy. Adică ne face puțin introducere la zonă, la partea de aici și ne spune puțin despre Withered și ce sunt ei și cum au ajuns să fie așa. Asta e cu Wrath of Azshara, deci trebuie să mergem jos să ne infiltrăm în the Shipwreck area. Acolo unde probabil o să facem iarăși o micuță poveste legată de Nagas, din nou ne întoarce la Naga, bine, zona asta colcă e de Naga, cât să fână, cât să fână, dar Queen Azshara a fost pe aici cândva cu câteva episoade, sau episodul anterior a fost cel puțin o imagine de ei. Și probabil că o să fac și dungeonul ăla. O să văd dacă o să... Bine, dacă dau Q acum ca și DPS pentru dungeonul ăla o să fie groaznic. Vă zic de pe acum, credeți-mă, e... Nasol, nasol. Dacă dai Q ca și DPS, în special la normal levels, o să fie super, super nașpa. Deși mulți dau Q pe timp de leveling doar ca să... doar ca să își facă quest-ul. Adică mă tentează și pe mine să fac asta. Mă mai gândesc, poate să facem asta. Ok, acum mergem... Următoarea noastră mini-zonă, Shipwreck Area, arena, nu? E arena aici, nu? E Shipwreck Arena. Aici, cumva, noi suntem folosiți de niște giganți să ne batem între noi. O să vedeți-mi despre ce este vorba, nu știu cum să vedeți episodul ăsta, dar probabil o să vedeți încolo ce se întâmplă. Stranger, quickly here, mi-a spune. Speak to boss. Stay warm. Ok, zorim cu bossul. Hello, hello, domnule boss. Who is this that speaks? You're wrong, chum, dead wrong. Ok, deci nu am vrut să ne recruteze sau ceva. I will hear you. No time for tryouts. Boron deliver a beat și let the sleeping... Ok. Și să luăm niște arme. Și să batem o maimuță. S-ar trebui să fie rău. Să rec și cu gigantul ăla. Oh, maimuța nu e aici. Ok. Atunci mergem să rezolvăm cu gigantul. Aici mai folosim și mecanicile foarte vechi, acelea de a merge încet.
să nu trezim. Deci, sfore. Snor. Snorlax. Ok. Dăm și noi asta. Adică dacă fugi pe lângă sau ceva, există riscul să se trezească și să fie foarte morocănos. Ok. Cam ca acum. Hei, Nutter! Uh-oh. Unde mă arunci? Aruncă-mă! Salut, sunt un Demon Hunter, planez. Ok, cred că a venit babuinul. Să batem un babuin aici. What the fuck? Ce... Oh, mi-am zis, ce cu efectul ăsta pe mine, dar am uitat că am apăsat. Pe asta, slash. Pe slash-ul așa. Ucăr, ducăr, stoi, mă, nene. Îți livrezi o durere. Calmează-te, mă, tornado, că cauza el. Pam 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 pam. Ce am primit un inel, stai că m-am pus și pe un foc, inel sau trinket, Ia, trinketul 685, 699, și o vreau inel. Travel the wastes with care. Good hunting. Okay. We're heading into Oceanus Cove, pe care să-l schimb mai exact, pe ăsta care dă plus la toate. Aici, cred. Oh. Hai să ne facem rost de intrarea în peștera lui Oceanus, pentru că dacă intrăm acolo nu o să putem face nimica. Hop. Salut. Oh, o să ne dăm mâncare. Get the fighter, o căducăr, ok. Gata. Oh, trebuie să mergem undeva. Mi-aș uita de unde trebuie să mergi. Aaa, trebuie să mergi aici. Am înțeles. Trebuie să luăm de mâncare să ne boostăm moralul. We get boosted, boys. Nu știu ce fac, că mă iau cu astea. Gata. Cred că cumva ne-am întrecut la un concurs de înjurături. Și asta e intare. Let's go get the fight, ok. Ce mă, trebuie să mă bag cu ăștia? Hai mă. 10 din 10, mă duc, intru pe ei, fii atent. Hai mă, nene, ce facem aici? Hai, care primul? Avem ce avem acolo, un lup, un pește retardat și un... și o focă. E ok. Ok, Firbus. Asta e oponentul meu? Interesant. O să fie o rundă destul de scurtă. Tângă, 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 tângă. Hei, eu. Gata. La pământ l-am pus. Nu, aruncă peștele, chiar vreau niște pește acum, hai. Oh, the fishy fish. Don't fail me, fish man. Asta castează apă, în shit. Hai castăm apă. Și culmea. Încă ce să-mi dau seama ce tot face el acolo, ce vrea el să casteze, pentru că nu prea are cine știe ce efect asupra mea. Dar bine totuși, să nu devenim foarte cocky. Ok, ce vorbeam? Așa. Nice. And the heal. Mă, stai, și acum trebuie să vină foca, nu? Oh. Regenerare de 400%. Hamă.
Ah, deci de-aia n-au putut să mă accepte în grupul lui pentru că avea de gând să se bată cu mine. Ok, am înțeles. Ok, e momentul să dezlănțuim bestia. Hai da! Mamă, frățioare! Am noroc cu chestia asta, că acum iau foarte puțin damage. Sunt aici. Rip. Whoop. Round 1, fight. Oh, intra în quest-ul, nice. Nice. Da, și acum ne aventurăm puțin prin peștera asta de giganți. O să vedeți o grămadă de nagas and shit pe aici. O grămadă de niggers. Și de ăștia. Noi acum trebuie să eliberăm oamenii că sunt aici, care sunt pe aici. Vreau meri. Complete quest și avem și un bonus objectiv. Ok, oameni buni, cam asta ar fi tot pentru partea asta din WoW Legion leveling pe Demon Hunter. Cât mai avem de zona asta? Să vedem câte... mai avem încă două chestii de făcut. Deci avem Against the Giants și Magnar and the Fate of the Queens. Cred că asta e aici jos, da, asta e. Asta e de aici, trebuie să mai facem. Deci să facem zona asta de aici, de acum unde suntem noi, adică asta. Apoi... trebuie să mergem aici. La astea două și mai avem doar partea să ștenăm cu așarea. Deci probabil episodul următor probabil să ștenăm chestia asta. Așa că da, mai bun că am stat urmând acest video cu World of Warcraft Legion. Dacă v-a plăcut și vreți să vedeți mai multe video de genul acesta, nu uitați să like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!